convinsă în primele două etape de Athletic United Bihor, scor 0-3 și CSM Unirea Alba Iulia, scor 1-3. Athletic Drobeta a bifat prima victorie a sezonului 2023-2024 din Liga a doua la fotbal feminin. În runda a treia, echipa antrenată de Daniel Ispas a dispus pe stadionul Severnav cu 2-1 de FC Argeș și a urcat pe locul al 8-lea în clasament, în timp ce Piteșencele au coborât pe poziția a 6-a, având tot 3 puncte, dar golavelaj superior. Pe primul loc se menține Politehnica 2 Timișoara cu 6 puncte, iar pe locul al 10-lea, ultimul, se află Olympic Stars Cluj. Etapa viitoare, severinencele vor juca în deplasare cu ACS Baia Mare, echipa care ocupă locul al 5-lea tot cu 3 puncte. Rezultatele etapei a treia au fost următoarele. ACS Baia Mare, Olympic Stars Cluj 14-0, Athletic Olimpia Gherla, CSM Unirea Alba Iulia 4-0, Politehnica 2 Timișoara, Hermannstadt Sibiu 2-1, ACS Roma Timișoara, Athletic United Bihor 0-1, Athletic Drobeta, FC Argeș Pitești 2-1.